foarte diferit față de ce se întâmplă în România. Asta e. România încă nu este o orchestră simfonică din Philadelphia sau din mare performanță, care o să dai ca dirijor numai intrările, care știu ei ce să cânte. Nu, trebuie zi de zi și ceas de ceas. Am învățat violoncel acolo, dar trebuie să vină aici să bată la zambalcă. O să rog pe colegi să facă legătura cu Bogdan Hosu, liderul cartelului sindical Alfa. După ce avem legătura, o să intrăm în dialog cu dânsul, să ne spună când o să iasă sindicaliștii în stradă. Astăzi Tudose s-a rățuit la cartel Alfa și la Bogdan Hosu, spunând că nu înțelege de unde îndârjirea asta, da, în a contesta codul ăsta fiscal și mutarea angajărilor de la angajator la angajat. Domnule Schwartz, există o preocupare, am citit analize interesante pe Ziarul Financiar, care spun că totuși ăștia de la PSD au un plan în spate, că există, cum să spun eu, ar exista, cum să spun, un interes ocult, sau exista un dedesubt al acestei afaceri, pentru că toată lumea spune, îți ridici tot mediul de afaceri în cap, îți ridici sindicaliștii, patronatele în cap, dar ai ceva, plănuiești ceva, plănuiești ceva sau e prostie pură? Pentru că suntem în faza în care te întrebi, dole, qui prodest, la cine ai de câștigat din povestea asta, că ei nu au de câștigat. Deci la prima vedere nimeni nu are de câștigat, iar atunci când vezi ceea ce se întâmplă, este normal să spui întrebarea cui folosește toată această tevatură. Cu siguranță eu pot să spun că nu folosește mediul de afaceri, pentru că în mediul de afaceri predictibilitatea este esențială pentru a putea să, ca firmele să își poată desfășura activitatea. Iar această predictibilitate, suntem obișnuiți cu instabilitatea, dar în ultimul an această predictibilitate a fost total inexistentă. Nu am putut să știm astăzi ce va urma mâine. Îmi spunea cineva astăzi, mă scuzați, discutam cu un om de afaceri, cu o afacere mică, îmi spunea, măi, măcar în ultimii 2 ani de zile ne-au lăsat în pace. Eu nu mai aștept nimic de la statul ăsta român. Nu aștept nimic bun de la politicieni și de la cei care nu guvernează. Dar în ultimii 2 ani, până să vină domnii ăștia de la PSD, m-au lăsat în pace. Nu vreau să mai facă nimic, doar să ne lase în pace. Îmi plătesc taxele, îmi plătesc impozitele, dar vreau să mă lase în pace. Da? Este să nu mă mai omoare de dimineața până seara cu tot felul de povești. Au, da? Și nu este nouă, este mai veche de multă vreme, pentru că multă lume se întreabă totuși cu atâtea erori politice, nu numai ale actualului guvern, și a guvernelor anterioare. Cum de România reușește totuși să supraviețuiască și să meargă înainte? Ba să aibă și rate de creștere spectaculoase în Uniunea Europeană. Răspunsul, după părerea mea, este unul singur. Cu sau fără politicieni, românii, mediul de afaceri, cetățenii României își fac treaba, fiecare la locul lui, atât cât poate și este în stare. Teoria spune că economia poate să funcționeze foarte bine și fără ingerința statului în problemele economice. Sunt teoreticieni care spun că nu ar fi nevoie chiar deloc de un control al statului în vreun fel oarecare asupra economiei. Practica ne arată că economia merge. Însă, atunci când există totuși un stat centralizat, există o putere politică care guvernează, când această putere începe să acționeze în mod contrar mersului economiei, apar problemele și contradicțiile pe care le prin telefonii se alătură dezbaterii Bogdan Hosu, liderul cartelului Alfa. Bună seara, domnule Hosu! Bună seara! Ați văzut, a spus premierul Tudose, că nu înțelege îndârjirea dumneavoastră în a contesta modificările codului fiscal. De ce sunteți atât de îndârjiți, domnule Hosu? Nu, pentru că guvernul României astăzi, pe un fond care nu era prevăzut în programul cu care a câștigat în 2016, a introdus această reformă fiscală ca să rezolve problema legii salarizării pentru sectorul bugetar. Lucruri pe care l-au recunoscut public legate de acest lucru, inclusiv în dialog cu partea sindicală. Asta ce înseamnă mai simplu spus? Cum au vrut să rezolve? Păi, practic, și-au dat seama că nu sunt sustenabile creșterile oferite și ca să micșoreze efortul bugetar, fac acest transfer de taxe sociale de la angajator la angajat, drept care, pentru începutul anului 2018, în loc să se vadă o creștere
pentru tot sectorul bugetar de 25%, creșterea se va vedea pe brut, dar pe net, adică pe efortul bugetar propriu-zis, va fi în jur de 4%. Pe asta e un fel de alba neagră. E adevărat, drept care propunerea părții sindicale a fost să discutăm despre legea salarizării bugetare, să aducem la niște parametri normali de sustenabilitate bugetară și să nu distrugem tot sistemul pentru întreaga piață a muncii din România, pentru că sectorul bugetar nu reprezintă decât aproximativ 26% din structura pieței muncii din România. Bun. Când vor ați anunțat proteste? Când vreți să le organizați? Noi încercăm, pe de o parte, să facem presiuni și avem contacte cu colegii noștri de la Confederația Europeană a Sindicatelor, pentru că ceea ce propune guvernul actual nu este decât o formă de distrugere a modelului social european cu efect de dumping social pe întreaga piață europeană. Dar proteste efective o vom face la sfârșitul lunii ianuarie, începutul februarie, când lumea va vedea direct, dacă se aplică această măsură, că de fapt nu va exista o creștere pe venitul net, ci o scădere. Lucru care se poate vedea elementar pentru cei care sunt de bună credință, în sensul în care scăderea impozitării de la 16 la 10, care înseamnă aproximativ 36%, nu poate să compenseze creșterea de taxă socială, care este de la 16,5% la 35%, și care înseamnă o creștere de peste 212%. Domnule Hosu, cred că în discuțiile cu guvernanții, cu Tudose, cu ministrul de finanțe, le-ați spus lucrurile astea. De ce se încăpățânează? Pentru că mai sunt o lună și jumătate, două luni, până când se vor lovi de realitatea asta. Minciuna are picioare scurte. Oamenii o să vadă pe futurașul de salariu. Că a fost o minciună. Vă mărturisesc că, de ce în afară de partea de orgoliu care a declarat-o foarte clar, doamna ministru a muncii și care se pare că are o susținere politică deosebită, nu există nicio justificare tehnică legată de continuarea acestui proces care nu va împinge România decât în conflict social și economic pe care le vom plăti cu toții și faptul că va cădea guvernul nu ne încântă cu nimic. Regretabil este că cei care propun asemenea lucruri nu vor plăti cu nimic pe cât cetățenii vor avea venituri nete mult mai mici. Da, haideți să luăm prima pauză comercială. Domnule Hosu, mai rămâneți, vă rog frumos, în dezbatere. Luăm o scurtă pauză comercială și revenim. Am revenit în direct. Sindicatele vor ieși în stradă. Ianuarie, februarie în 2018, ne spune Bogdan Hosu, liderul sindicatului Cartel Alfa, este în dialog cu noi. Domnule Hosu, o remarcă acum oarecum personală și subiectivă, după toate discuțiile acestea cu guvernanții, cu ministrul de finanțe, cu ministrul muncii, cu premierul României. Domnule Hosu, ați văzut la viața dumneavoastră mulți miniștri, multe guvernări, mulți demnitari, da? Care au ocupat vremelnic acele fotolii. Cum vi se pare echipa asta de guvernare? Oamenii ăștia știu ceva? Se pricep la ceva? Care e povestea lor? Vă mărturisesc că ceea ce sunt surprins este că întreaga politică și a PSD-ului, dar și a guvernului, este focalizată numai pentru un segment din piața muncii, în principal pentru sectorul bugetar. Noi suntem de acord că este un segment important pentru că generează servicii de interes public pentru cetățeni, cum e sănătatea, educația, inclusiv administrația locală. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că motorul de creștere economică, în principal, este dat de sectorul economic. Lipsa de focalizare pentru sectorul economic va avea ca și consecință, de fapt, nu numai o mutație, o presiune, care o vedem că
din sectorul, acum a devenit tentant să mergi în sectorul bugetar, să ne facem toți bugetari, dar în același timp consecințele vor fi pe termen scurt și mediu o lipsă de dezvoltare economică pe care ne-o dorim cu toții. Această focalizare numai pentru bugetar mai are o consecință în sensul în care va crea o presiune suplimentară de migrație, de data asta din sectorul economic și deja cu datorită celor 3,5 milioane de români care au plecat, se resimte o presiune și un deficit pe piața forței de muncă românești. Tehnic nu este o politică sustenabilă și practic vom avea cu toții consecințe negative. Vă mărturisesc că în afară de argumentația politică că se face un bazin care va da posibilitate PSD-ului să câștige probabil noile alegeri, restul nu are nicio justificare economică de sustenabilă și care să dea o șansă tuturor. Mulțumesc pentru intervenție. Domnule Diaconescu, revin cu întrebarea asta. Și dumneavoastră ați făcut parte din guverne. Domnul Hosu spune așa. Guvernarea de stânga, oamenii și-au văzut interesul, ei apleacă toate măsurile astea economice către publicul care votează și care i-a votat. Cam asta este senzația. Da, dăm celor care ne-au votat. Nu ne interesează ce face mediul privat, ce fac antreprenorii, ce fac celelalte pături sociale. Da, ducem efortul bugetar spre zona respectivă, da? Și o facem oarecum conștient, cinic, da? Că asta este chestiunea. O facem cinic, conștient, să ne securizăm voturile pe care le-am obținut, sau o parte din ele. Poate România să funcționeze așa? Adică vin niște oameni care mai pe românește fac un fel de mită electorală, da? Își mituiesc proprii alegători cu stipendiile sociale, cu prestațiile sociale, cu creșterile în sector bugetar. Plus organizarea de partid. Așa mai departe, de partid, voturile sigure pe care le putem obține. Ăsta este un model pentru o țară normală? Este un model politic, de ce să nu o spunem. Este un model exersat nu numai în România. Problema e în ce măsură îți permiți. Pentru că o creștere economică, o supraîncălzire a economiei pe consum, cum bine dumneavoastră cu toții ați menționat, fără investiții, cu tăierea banilor de la cofinanțare pentru fondurile europene, deci fără a aduce ceva care să sporească anvelopa bugetară în așa fel încât să faci aceste mișcări, într-adevăr, cinice, da? Se mai poartă, devine cât se poate de repede toxică pentru orice fel de țară. Deci, până ajungi la alegeri, reușești să-ți ridici în cap toate componentele societății și ce e mai grav, societatea să afle că ai greșit. Pentru că știi, se spunea de multe ori, uite, avem creștere economică și ne opream acolo cu discursul politic, avem creștere economică. Răspunsul clasic și al dumneavoastră și al multor era, nu se regăsește în buzunare. Păi nu se vede, tocmai asta. Aici e problema. Când o să vină fruturașul, în genul ăsta de paradigmă. Spunea Bogdan Hosu, când o să vină fruturașul și o să vadă inclusiv când se uite la net, mințiți, da? Exact. O să vadă că de fapt a fost o mare păcăleală. Și până la urmă, care e rațiunea PSD-ului? Repet, în cheie politică, minciuna asta se va sparge odată. Deci peste 3 luni, peste 6 luni, peste X luni, da? Noi nici acum, de exemplu, nu am terminat de plătit ca țară. Nu am terminat de plătit împrumutul luat în 2008-2009. De 20 de miliarde. Păi ei au ajuns deja la 15 miliarde. Deci gândiți-vă, 2009, acesta, 8 ani, 9 ani, 10 ani va dura să plătim întregul împrumut. Cât va dura dacă ei acum au împrumutat 15 miliarde, cum spunea domnul Orcan foarte corect? Deci din perspectiva asta, cinismul bun are o logică, sigur, dar între anumite limite, în momentul în care treci niște linii roșii, din momentul ăla devii inconștient, devii responsabil. Audă la domnul Hosu că orgoliu e problema. Domnule, nu suntem sănătoși la cap, te-a trimis alegătorul, așa cum te-a trimis, să fii îngânfat, să ai țâvnă în postul ministerial? Există sau de prim-ministru? O țară care a procedat în Europa la fel. E vorba de Grecia, domnule Schwarz. Da, corect. Da? Politicienii au jucat politic la fel, ca să câștige alegerile și dreapta și stânga în Grecia. Au venit cu prestații sociale, cu chestii aberante, cu tot felul de sporuri, nesustenabile. Au făcut deficite, s-au împrumutat. Au venit după aceea și țările din Uniunea Europeană interesate, Germania și Franța, să-și plaseze produsele și serviciile pe piața grecească și inevitabil Grecia a ajuns în default, a ajuns în faliment. Totdeauna vine o zi a scadenței, este absolut firesc.
Da, dar este cinismul ăsta. Să fie bine astăzi, să fie bine mâine, să fie bine peste 3 luni. Nu ne interesează ce o să fie peste 5 ani, că noi nu o să mai fim la putere. Deci cum această... scăpăm de chestia asta? Pentru că ăsta este calculul. Este un calcul cinic pe care îl vedem acum exersat de PSD. Oamenii ăștia nu sunt interesați de țară. Oamenii ăștia sunt interesați să mai rămână 2 ani la guvernare, 2 ani și jumătate, 1 an și jumătate, da? Pentru că guvernarea este dulce. Și după... profitabil. După părerea mea, e nevoie de o anumită maturitate politică. Iar aceasta nu se poate câștiga pe termen scurt, îmi cer scuze. După aceea, schimbările acestea de mentalitate nu pot fi bruște. E vorba de o educație politică pe care trebuie să își o facă politicienii noștri, cu ajutorul nostru, bineînțeles. Societatea civilă aici are un rol foarte important, pentru că ea este cea care poate să iasă în față și să solicite schimbarea de mentalitate. În lipsa unor astfel de schimbări, suntem condamnați la a suferi, pentru că cine nu se gândește la viitor, nu va avea niciun prezent foarte fericit și foarte lung. Sabin Urcan, păi cam asta e un fel de guvernare de-asta la terente, pentru că, de fapt, Tudose, subconștientul întotdeauna ne joacă feste. Cam ce gândești tu și nu vrei să transmiți, câteodată reușești să transmiți prin intermediul comunicării ăsta a subconștientului. Tudose vorbește despre imaginea lui Terente. Ei ce fac acum? Banii ăștia, puțini de la buget, îi iau și duc într-o anumită parte. La adică iau de la bogați, de la așa zis și bogați, da, de la companii, de la multinaționale, îi duc în prestații sociale ca să-și securizeze funcțiile și poziția politică și prezența așa, la guvernare. La Robin Hood, dacă chiar ar fi așa. Deși eu pot să vă spun că dacă dăm la o parte filozofia și diplomația domnului Jvalț, domnul Jvalț, să știți că nu se uită niciun PSD la noi la emisiunea asta ca să se școlarizeze puțin. Adică dacă s-ar uita, ar fi foarte bine. Da. Dacă vă închipuiți că acum măcar se uită Tudose la noi, măcar de curiozitate să uite, domnul Jvalț, să fim puțin mai atenți și o să fim mai atenți. Nu, domnule, eu sunt optimist. Eu repet, sunt complet iresponsabil. Eu vă spun așa, dacă facem filozofie, putem să facem până mâine dimineață, nu o să educăm pe oamenii ăștia. Din actuala guvernare, vorbeam în pauză cu domnul Diaconescu, este probabil cel mai slab pregătit guvern pe care l-am avut în ultimii 27 de ani. Mă refer la valoarea intelectuală. Știi cine este creierul economic? Darius Vâlcov. Darius Vâlcov. Mai este Stabilșa, care vai de capul. Eu vreau să vă spun doar atâta. Pe lângă această slabă pregătire profesională, pe lângă faptul că știm de la Milton Friedman încoace că dacă punem statul să ocupe de deșertul Sahara, rămânem în criză de nisip foarte repede, mai e o problemă, și anume că în țara asta se fură foarte mult. Cu tot DNA-ul se fură foarte mult în continuare. Oamenii ăștia care sunt la guvernare n-au apucat să fure încă foarte mult, că a trebuit să schimbe guverne, să-și dea la gioale, cum se spune în popor, n-au apucat să fure foarte mult. Și vor și ei, sunt hămesiți. Vor și ei ceva, să pună puțin boticul la banul statului. Îți dai un exemplu, apropo, că plâng ăștia, domnule, să facem exemplu, de bani. Da. Să-ți răspund la întrebare. Ce că o să facă când o să pleznească și o să afle poporul de la domnul Hosu și de la alții, că de fapt au fost păcăliți oamenii, ce o să afle? Păi, ce o să se întâmple? Păi o să se întâmple următorul lucru. O să continue campania asta cu... începem. Discutăm de ce făcea Coldea cu Maior în 2010. Eu nu spun că nu-i bine să discutăm, dar vă spun. Păi trebuie să discutăm și asta. Tipul ăsta de discuții vor muta atenția. Vorbeam cu un om de afaceri și eu recent, care îmi spunea următorul lucru. Dom'le, nu vedeți că nimeni nu mai vorbește de autostrăzi? Nu vedeți că nimeni nu mai vorbește de trenurile care sunt mizerabile? E infecții, te îmbolnăvești. Dacă mergi cu CFR în România, te îmbolnăvești, dom'le. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit pentru că au mers cu trenul. Trenurile fac ca pe vremea lui Nenea Iancu, domnule, dar dacă te duci în Ardeal, mai faci 12 ore. Uite, să-ți dau un exemplu. Familia mea, o parte din familie, locuiește la Bistrița. Ca să ajungi de la Bistrița la București, acum, faci undeva la 14 ore. 14 ore. Cu trenul de noapte. Bun. În anii 70, când tatăl meu venea la București făceai ca tânăr ofițer, făcea 9 ore, 8 ore și așa mai departe. Băi, discutăm de anii 70, 2017. Nimeni nu mai discută în anul de grație 2017. Am schimbat două guverne, avem un condamnat
un condamnat definitiv în fruntea partidului majoritar de guvernare, care are un alt dosar penal, are problemele lui personale mai importante decât ce discutăm noi aici. Evident, pentru el, e cămașa lui. Și nimeni nu mai discută în România despre ce îmi spun oamenii de afaceri, oamenii care au niște mici afaceri. Nu discută nimeni de autostrăzi. Am uitat subiectul ăsta. Ne-a promis, păi vă iau declarația acum lui Dragnea. Și care spune, păi Dragnea, noiembrie 2016, domnul Dragnea zice așa, programul de guvernare, așa îi spunea el, înainte să fie ales, programul de guvernare va fi respectat la virgulă. Și zice, vom avea comisii de specialiști în partid care îi vor verifica pe miniștri să nu calce strâmb, să nu iasă din ce scrie în programul de guvernare. Dom'le, suntem oameni serioși, ce am promis, aia facem. Evident că în programul de guvernare nu scrie nimic din toate tâmpeniile astea care s-au aruncat pe piață în ultimele 12-10 luni, da? E bine, despre autostrăzi spunea domnul Dragnea, face 5 autostrăzi. Așa ne-a zis în programul ăla de guvernare, 5 face. Pe-a trecut un an. A început vreo autostradă, că eu n-am fost atent, poate am lisit puțin din țară. Dom'le, a început vreo autostradă, n-am fost eu atent. Sabin Orcan, cum e povestea poate cu autostradă? Poate la Alexandria a început vreo Ca să dai drumul la autostradă, trebuie să începe o licitație în ianuarie. Licitația poate se termină la sfârșitul anului. Dacă în decembrie ai semnat contractul, poți să începi în primăvara anului viitor, următor. Și eu te întreb. Lucrarea efectiv, da? Și toate eu te întreb, ai pierdut un an de zile ca să arunci tot felul de fumigene pe piață, cu Split TVA, nu mai e Split TVA, consultanții fiscali, căuta 30.000 de oameni, căuta Dragnea 30.000 de oameni să-i angajeze. Acum 4 luni, da. Zice, unde-s consultanții fiscali să-i angajăm? Deci tot felul de tâmpenii și de aberații râdeau economiștii, mă rog, cu unul râdeau, cu altul plângeau, că dacă se întâmpla asta, ne lua pe toți dracu în țara asta. Italienii au pregătit Split TVA în 7 ani, au făcut reclame în ziar. Dom'le, plăteau reclamă în Republica, era reclamă de la Ministerul de Finanțe și spunea, dacă vrei să beneficiezi de o scutire, te poți înscrie în programul în care îți plătești TVA un avans. Dar au făcut conștientizarea firmelor, au făcut lucrul ăsta. Ce a făcut el? Zice, pe acum, în 2-3 luni, dă drumul la Split TVA. Toate tâmpeniile astea le-am discutat și anul ăsta le-am discutat de autostrăzi, de infrastructură, de furăciunile făcute în continuare la stat. Spunea domnul Șvarț aici, pe bună dreptate, că sunt economiști dintr-o școală de gândire pe care eu o admir personal, care promovează intervenția minimală a statului în economie, da? Păi asta e valabil într-o țară dezvoltată, avansată. În România, o țară subinformatizată, cu toate că avem creiere, șeful de securitate de la Google e român, domnule. Pe ce? Subinformatizată? Da, Sabin Orcan. Știi, am cheltuit miliarde. Cât a cheltuit statul ăsta pe IT? Da, cu Siveco, da, cu Udi, cu Sebastian Ghiță. Domnule, sunt la Monaco. Miliarde de euro. Domnul Urdăreanu, miliarde și miliarde domnul de euro. Urdăreanu, prietenul nostru, că am început să mă documentez. E pe la Gras, pe la Monaco. El Gras? Pe acolo. Da, pe la Gras, acolo stă el. Dom'le, deci domnii ăștia se duc și au offshore-ul, pe acolo se duc banii ăștia cu care s-a informatizat România. Și informatizarea României e la genunchiul broaștei. E bine, statul e cel mai mare client în piața IT. N-ai ce să faci, pentru că este un stat rămas în urmă față de alte state dezvoltate. Și sunt lucruri de genul ăsta de care nimeni nu mai vorbește. Toată lumea vorbește de două teme lansate de Dragnea pentru că îi convine. Una, legile justiției, pro și contra, ieșim în stradă, îl înjurăm pe Dragnea. Dragnea zice, nu, eu mă duc în Parlament și fac legile, fac cum vreau eu, îl scot pe președinte. Deci facem ce vrem cu asta. Și al doilea subiect e cum mai dăm ceva la, să mai dăm 3 lei la om, 2 lei ca să închidem gura. E ca Ceaușescu în decembrie 89, domne, să-i mai dăm 2 lei la pensie. Dați-le 100. Deci, din păcate, ăsta este nivelul de guvernare și de dezbatere publică în România. Am uitat problemele esențiale ale României. N-avem o autostradă în România completă, una care să meargă est-vest. Sau nu știu, domne, să facă Dragnea, dacă nu-i place est-vest, să meargă el de la Alexandria la Moscova pe autostradă. Dar n-avem una terminată în România. Ce Moscova? Măcar până la Iași. N-avem autostradă una terminată în România. Mergem cu trenul mai rău decât pe vremea comunismului, că ai spus adineauri, da? Nu avem infrastructură, nu avem nimica. Și discutăm toată ziua ce le mai dă Dragnea 3 lei la angajații de la stat. Bine că, uite-te, acum câteva zile, apropo de bani, da, printr-o semnătură a primului ministru, apropo că zicea președintele României că fiecare angajat va câștiga 3 lei la salariu, în plus, după ce bagă tâmpenia asta cu mutarea angajărilor de la angajator la angajat. Cam 3 lei câștigați la salariu. 3 lei ori câteva milioane de angajați, nu e o sumă extraordinară. Uite-te, Tudose i-a dat celui mai apropiat consilier al lui, Felix Rache, 11 milioane de euro la Agenția de Strategii Guvernamentale. 11 milioane pe care Felix Rache, fost jurnalist, le cheltuie cum vrea el.
Poate e o iluzie optică. 11 milioane poate de euro. Poate e o iluzie optică, poate cam e 11 milioane. Cam cât se strânge din 3 lei în plus la fiecare angajat pe măsurile astea, da? 11 milioane la centenar, da? Imaginea e importantă. Aș vrea dacă îmi permit. Luăm acum pauza comercială și discutăm despre justiție, pentru că, de fapt, cam asta este problema. În timp ce țara asta se prăbușește și se afundă încet, dar sigur, justiția ține capul de afiș, da? Și poate că, de fapt, este un interes al celor de la guvernare să discutăm prea mult despre justiție și să nu discutăm despre economie, nu? Da? Pauză și revenim.